Ne dorim să atragem cât mai multă lume în zona noastră, să vină să vadă Drăgășanul, să ne cunoască și pe noi, să îi spunem sau să le povestim ce facem și de ce facem așa. Drept urmare, nu exportăm vinurile, ci importăm clienții. Alegerea locului de desfășurare a sesiunii științifice și a ședințelor de degustări de vinuri nu este întâmplătoare. Asociația Degustătorilor de Vin din România, trimestrial, are câte o sesiune, zicem noi, științifică și pe bună dreptate, când toți membrii se întâlnesc pentru a vedea starea vinurilor din toamna respectivă, din anii precedenți, privești cu care se fac tot felul de schimburi de experiență. Oltenia este o mică Românie viticolă. Producția din acest an este mai bună decât cea din anul anterior, iar potrivit specialiștilor, vinul este de calitate. Am avut foarte multe ploi la începutul anului, după aceea o perioadă de secetă, dar ce am cules, chiar suntem foarte, foarte mulțumiți de calitate. Pentru noi cantitatea nu contează, dar calitatea contează foarte mult. Ca și probleme sunt multe și mărunte, dar cred că cea mai acută dintre toate este faptul că nu avem un brand de țară. Vinul românesc în străinătate este privit ca un vin ieftin. Asociația Degustătorilor Autorizați din România a fost înființată în 1994 la inițiativa unor profesioniști entuziaști din domeniul viticol.